Berbecii se concentrează astăzi pe obținerea unui contract important, muncesc mult, de aceea nu sunt vorbăreți și nici prea sociabili. Taurii trebuie să aibă grijă la ceea ce își doresc astăzi, pentru că gândurile lor s-ar putea concretiza, așa că indicat ar fi să se gândească bine și să aibă mare grijă. Gemenii știu să muncească, știu și să se distreze. Își dedică toată ziua finalizării proiectelor din plan, iar seara și-o rezervă distracției cu cei dragi. Racii au un început de săptămână perfect, sunt zâmbitori și foarte activi. Nu vor sta locului o clipă, însă și rezultatele activităților vor fi maxime. Ziua de luni îi găsește în mare formă pe nativii din zodia Leu, din acest motiv nu vor reuși să realizeze multe lucruri. Fecioarele acceptă fără să stea prea mult pe gânduri să se implice într-un nou proiect și bine fac, vor avea mari satisfacții. Balanțele întâmpină ceva dificultăți astăzi la birou, însă experiența în domeniu le va ajuta să depășească cu ușurință momentele tensionate. Scorpionii au motive să fie zâmbitori astăzi pentru că le merge pe toate planurile. Săgetătorii au un tonus la cote maxime și cu așa o stare e clar că ziua lor va fi perfectă. În schimb, capricornii nu au o zi prea bună la serviciu, oboseala acumulată le va crea mari probleme de concentrare și de atenție. Vărsătorii s-au relaxat cam mult în weekendul care a trecut și astăzi le va fi greu să-și reintre în ritm. Iar peștii dau dovadă de încăpățânare maximă în relațiile sociale, de aceea riscă să stârnească antipatii în rândul celor din anturaj. Acestea au fost previziunile astrale, ne revedem puțin mai târziu la știrile mondene.